emisiune realizată de SECE Radio Brașov SRL, comandată de Partidul Național Liberal, filiala Brașov, cod mandatar 112-00025. Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual Electoral. Ne întâlnim în această seară în studioul Mix TV cu Ionut Sorin Banciu. Este candidatul Partidului Național Liberal pentru Camera Deputaților, numărul 1 pe listele pe care le vom găsi chiar de Moș Nicolae. În viața de până acum, de până la intrarea în politică, pe Ionut Sorin Banciu îl vedeam un tehnocrat, un specialist în probleme de mediu, un ONG-ist, este coordonatorul regional al programului Păduri, al celebrei organizații WWF, Fondul Mondial pentru Natură, da, în traducere românească, a fost și consilier de stat pentru aceste probleme legate de păduri, legate de mediu. Un specialist devenit politician, o fi bine, o fi rău? Eu cred că, bună seara, bună ziua, în primul rând, eu cred că e bine. E bine. Ca oamenii care s-au lovit de probleme, să vină să pună umărul la treabă pentru găsirea de soluții. Cred că orice instituție, chiar și cea mai importantă instituție a României, Parlamentul, are nevoie de experți, are nevoie de soluții care pot fi implementate cu certitudine, de oameni care au găsit soluții în viața de zi cu zi, în viața profesională, pentru că chiar și ca ONG, mergi, negociezi cu guverne, negociezi cu factorii politici, cu factorii de decizie, pentru legi mai bune. Avem nevoie de reguli mai bune, mai clare, care se pot implementa și care să ne facă tuturor viața mai bună. Bun, deci mergeți cumva să completați sau să închideți cercul, pentru că da, ați militat ca ONG, sunteți absolvent de silvicultură, sunteți om al pădurii, să spunem așa, sau pădurar cu școală, e bine, dar trebuie mai mult. Deci până la urmă, de acolo, de sus, să dă și ora exactă, să schimbă cu adevărat ceva concret. Așa este. Eu am făcut o promisiune, mi-am făcut o promisiune mie și copilului meu că dacă voi avea ocazia să fac ceva pentru România, ca România să fie țara în care vreau să rămân și în care să trăim, va trebui să mă implic. Ocazia asta a venit întâmplător de la niște discuții pe teme de aripi protejate. Ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se împlinească? Da, la mine a fost cazul ăsta. Este chiar o poveste despre ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple. Am intrat în politică cu gândul să candidez la Zărnești pentru primărie, să fac ceva pentru comunitatea mea, să dau ceva înapoi comunității din care vin. Și iată, acum am ocazia să ajung în Parlamentul României. Este o evoluție rapidă, fulgerătoare, o mare încredere investită în mine și o încredere pe care sunt convins că o voi returna înzecit. Pentru promisiunea că dată și față de partid, ca față de partid, dar față de copil, câți ani are copilul? Fiică-mi are 11 ani. 11 ani. Așa, și știe că tati se face deputat? Știe, a fost foarte a fost alături de mine în campania de la local, era foarte supărată când auzea critici la adresa mea, acolo, că el știe pe tati, așa. Eu am avut ocazia să plec din țară. Am lucrat în acest program regional, puteam să am biroul la Viena, la Bratislava, la Budapesta, la Kiev. Am ales să fac meseria de la Brașov. Avem foarte mulți oameni foarte buni care poate că nu au ieșit la lumină neapărat în politică, dar cred că avem nevoie de oameni care iau decizii în cunoștință de cauză. Bine ar fi să fie cât mai mulți asemenea oameni, pentru că știți că e o percepție asupra Parlamentului României. Ați consultat înainte, ați văzut ce imagine are Parlamentul. Da. Cum că acolo se duc cei care n-au prea făcut mare lucru, n-au prea reușit în viață și atunci politica e un debușeu, așa, o rampă de lansare, un rost de căpătuială. Da, probabil că pentru unii așa a fost. Pentru mine este un alt mod de a aduce impact pozitiv în viața oamenilor. Avem temele astea de mediu care sunt foarte actuale, care ne privesc pe toți, sunt despre noi, despre sănătatea noastră, despre viitorul nostru. Nu mă duc să mă căpătuiesc. Nu îmi fac meseria. E tot mai greu că la WWF lumea e tristă că plec. Mă gândesc. S-au bucurat că n-am câștigat alegerile locale și imediat după aia a venit știrea și vestea că voi merge ca și candidat pentru Parlamentul României și au zis: "Da,
Oamenii au făcut o alegere bună. Dar pentru noi este o pierdere. Da, este, dar va rămâne tot timpul o ușă deschisă. Mie nu mi-e teamă că o să rămân fără un serviciu. Niciodată nu mi-a fost teamă. Tot timpul am avut opțiuni. Încerc chestia asta pentru că cred că se pot face lucruri bune. Am așa sentimentul că de data asta în Parlamentul României merg oamenii mai buni. Mai bine aleși. Mai bine aleși, mai bine selectați. Nu-și mai permit partidele. Da, așa mi se pare. Cred că toate partidele au oameni mai buni decât acum 4 ani. Și cred că acolo trebuie să mergem. Să avem oameni care au ceva de spus și care nu sunt deconectați de realități. Că despre asta e vorba. Când ajungi acolo propulsat de partid sau de nu știu ce interese și nu ai contactul cu temele pe care le propui, nu le știi, nu știi de unde vin, n-ai cum să vii cu soluții. Și ajungem la soluții de genul legi inaplicabile, legi proscrise, care se bat cap în cap, necorelate. Deci incredibile unele dintre ele și incredibile. Cred că și în domeniul dumneavoastră v-ați lovit cu asemenea. În silvicultură avem 100 de acte normative. 100 de acte normative. Aproape totul este reglementat și totuși vedem că problemele nu sunt rezolvate. Nu, sunt cuprinzătoare sau de ce? Sunt prost gândite, n-au coerență între ele? N-au coerență, n-au aplicabilitate. Temele de mediu și temele de pădure au fost, din păcate, subiecte demagogice. Foarte. Mulți le-au îmbrățișat pentru că văd interesul societății față de păduri, față de mediu și atunci se suie cumva pe temele astea, fără să știe că, de fapt, de unde vin problemele, care e sursa problemelor. Dacă știi sursa problemelor, știi și soluțiile. Trebuie să asculți pe oamenii care se întâlnesc cu aceste probleme, pentru că de cele mai multe ori ei pot veni și cu soluțiile. Și trebuie să știi despre ce vorbești. Dar de ce nu i-a ascultat? Cât ați fost specialist? De câte ori v-au ascultat bună oară? Vă întreb, că legi s-au tot schimbat în acest răsim. Cele 100, mă gândesc, de când sunteți în activitate. Sunt multe care sunt vechi. Principiile silviculturii românești sunt bune, chiar dacă sunt vechi. Europa reinventează niște concepte de care a uitat. Da. Europa Occidentală a uitat să-și protejeze pădurile naturale, a uitat să regenereze cu speciile locale și vedem ce se întâmplă. Sunt păduri afectate de incendii, păduri afectate de dăunători. Sunt zeci de milioane de metri cubi afectați de gândaci. Lemnul ăsta vine, că e mult mai ieftin, vine la noi în țară. Este, apropo de știrile astea alarmiste că pleacă lemnul, vine mai mult lemn în țară decât pleacă. Vine lemn în ultimii ani, da. De unde vine din lemnul? Din Germania, Slovacia, aducem Cehia. Aducem lemn din Germania? Da, pentru că sunt foarte multe păduri afectate de schimbări climatice, se usucă pe picior efectiv, pentru că sistemele lor au promovat o silvicultură foarte intensivă cu specii repede crescătoare în afara arealelor naturale. Acolo, când apare primul dezechilibru, pădurea suferă. Da. Și au niște sisteme foarte simple. La noi, până obții o autorizație să scoți un lemn infestat din pădure, durează foarte mult timp. În Germania nu. Au o problemă, au pus lemnul jos și trebuie să scape de el. Și atunci, de unde legenda că se taie pădurile? Că totuși vedem și la noi dealuri defrișate, da? Vedem, sunt probleme. Multe din ele, eu aș spune că cele mai mari probleme sunt probleme istorice. Sunt problemele, în primul rând, legate de un proces de retrocedare haotic. Ilegal de multe ori. Sunt rapoarte ale curții de conturi care vorbesc despre aceste cazuri de retrocedări cui nu trebuie și cineva care a intrat în posesia unei păduri ilegal, primul lucru pe care îl face e foarte simplu. Ilegal o vând repede, nu? Să scap o vând sau o taie și vând lemnul. Și atunci, ăsta a fost primul fenomen. Lucrurile s-au mai schimbat. Este clar, nu mai putem vorbi de suprafețe tăiate ras pe zeci, sute de hectare cum erau în anii 2000 sau înainte. Lucrurile s-au rafinat. Tăierile ilegale încă există. Avem sistemul ăsta de trasabilitate, inspectorul pădurii, sumalul care... Un DNA al pădurilor avem. Avem un DNA al pădurilor care încă nu funcționează, se pare că. Avem foarte multe instituții, în schimb, care și aici. Avem gardă forestieră, avem ocoale silvice, avem jandarmerie, avem poliție, avem gardă de mediu. Se suprapun atribuții și unele rămân descoperite. Se suprapun atribuțiile, nu există încredere reciprocă între instituții. A, deci se pândesc. Cine fentează mai tare, nu este indicator de performanță. Și atunci când tu te duci și te faci că faci controlul, pentru că trece timpul, se investește niște resurse imense, exact unde nu trebuie. Sistemul de control al infracțiunilor de mediu sau al crimelor de mediu, să le spunem așa, trebuie reformat. Trebuie să ne focusăm unde sunt problemele. Acum noi controlăm, vă dați seama, 7 milioane de hectare cu o mână de oameni, ne ducem în toate pădurile, căutăm cioate atât care sunt tăiate de... Atât avem 7 milioane de hectare de păduri. Sunt 6 milioane jumătate oficial și 500 de mii de hectare sunt păduri care
practic s-au regenerat natural, nu sunt incluse în amenajamente silvice, noi le numim pădurile nimănui, sunt păduri care, în care doar marcarea arborilor trebuie respectată. Și din păcate sunt cele mai vulnerabile. Pentru că avem niște politici greșit implementate. Avem politica agricolă comună care, pe de o parte, îl plătește pe fermier să curețe pășunea și, pe de altă parte, investim bani în prima împădurire a terenurilor arabile. Deci este un nonsens. Apropo de oameni care nu se așează toți la masă, să înțeleagă că dacă eu dau bani să tai arborii de pe pășuni ca să am mai multe pășuni și cu aceeași, aproape aceeași sursă de finanțare eu vreau să împăduresc terenuri degradate, pierd banii ăștia, mă joc așa cu, e un nonsens. Cam bat chiar joc dacă să definim. E revoltător ce se întâmplă pe linia. Deci, până la urmă, în România, în acest moment, care este realitatea? Se mai taie abuziv păduri? Da, încă se taie. Încă se taie ilegal păduri. Ilegal, da. Sunt, tăierile ilegale au evoluat. Nu mai putem discuta dar de mai suprafețe. Dar mai rafinat și mai, da, adică, pe zone mai mici sau mai pe zone mai mici. Astea nu se văd din satelit. Și lumea are impresia că noi putem observa tăierile ilegale din satelit cum se întâmplă la tropice, unde pădurea de 7 etaje de arbori dispare pentru că oamenii vor să facă, să crească animale, vor să pună soia și așa mai departe. Aici este un sistem mai simplu. Ai 4-5 arbori marcați și se mai taie încă 2 pe lângă, îi transporti camioane supraîncărcate, în sensul că ai pe documente 30 de metri cub și în realitate 50. Și nu stă nimeni să mai măsoare. Și nu stă nimeni mai... pentru că Sumalo a venit, a blocat niște chestii, oamenii au învățat repede și de asta se discută acum de un nou Sumalo, o variantă actualizată, upgradată, care se dezvoltă cu mai multe module și care intră în testare, a intrat în testare până la final de ianuarie și adică vis-a-vis de care sunt niște așteptări foarte mari. Am înțeles. Mergeți să fiți oșteană acolo în trupa PNL, în Parlament, ceea ce înseamnă că sigur că veți fi în echipă pentru cele mai multe dintre proiectele care sunt în programul de guvernare, însă e clar că dacă au pus ochii pe dumneavoastră, v-au țintit pentru zona la care vă pricepeți. Ce ați vrea să faceți? Să vă legați numele de vreun proiect, de o schimbare, de a fi puțin mai bine peste 4 ani când vom vorbi din nou și despre acest lucru. Deci de unde începeți? Cu ce terminați? Că eu deja am o imagine destul de tulbure a situației pădurilor noastre și a problemelor. Vreau să fiu parlamentarul pădurilor. Vreau să fiu omul care lucrează pentru orașe verzi, orașe prietenoase cu oamenii, pentru reducerea poluării, pentru reciclare. Vreau în primul rând, pentru că ăsta e domeniul meu, temele de mediu sunt diverse, dar vreau un nou cod silvic. Un nou cod silvic. Care să fie restructurat. Noi am cârpit și am cârpit la presiunea Comisiei Europene, pentru că am avut un infringement, am rezolvat câteva articole, am mers mai departe. Ce era urgent. Urgent. Și tot timpul reactiv. Eu nu mai îmi doresc să fim reactivi, îmi doresc să fim proactivi, îmi doresc să arătăm Europei nu numai problemele, ci și soluțiile pe care le putem aduce. Avem multe de arătat în România, avem foarte mulți experți care stau undeva în umbră pentru că nu îi propulsează nimeni în lumina reflectoarelor sau nu-și doresc să fie în lumina reflectoarelor. Păi, ei trebuie să fie partener de dialog. Că eu nu v-am cunoscut. Dar nu mi-am dorit. Deși sunteți o voce acolo, sigur, la Fondul Mondial pentru Natură. Apropo, și ei ne văd tot așa de rău, cum vedem noi de aici din România. La cine vă referiți? Ei, lumea. Da? Lumea vede România prin percepția problemelor. România este, deci, din păcate, celebră tăieri legale. Da, corupție, arii protejate prost gestionate, asta este percepția din afară. Bineînțeles, și mass media ajută puțin, ca să zic cu ghilimele de rigoare, pentru că temele astea negative sunt mult mai ușor de propulsat. Chiar povesteam cu cineva, am făcut, când lucram în silvicultură, am făcut acțiuni de împădurire cu oameni, cu ONG-uri, am deschis porțile să vadă oamenii că facem și asta. Lumea tot timpul se întreabă, bun, tăiem, dar și împădurim? Ei, la capitolul împădurii nu mai veneau televiziunile, nu mai era interesul așa de mare. E de bine. No blood, no news. Știți când era interesul? Când erau 3 politicieni care plantau 4 arbori, atunci veneau și televiziunile. Nu putem să ascundem problemele, dar nici nu putem să aruncăm tot timpul, proiectăm o imagine de dezastru. Au fost cazurile cu pădurarii aceia care și-au pierdut viața în pădure. Da. Sunt cazuri dramatice, sunt cazuri reale. Eu știu cazuri de pădurari amenințați, știu cazuri de proprietari de pădure loviți, aproape schilodiți și le-au distrus viața în pădurile lor. Sunt lucruri care se întâmplă.
Și se dă vina așa pe o mafie a pădurilor. Nu care... există? Eu zic că există. Depinde ce înțelegem prin asta. Am lucrat cu... Chiar lucrăm la un proiect internațional, regional, pentru că sunt probleme și în Ucraina, sunt probleme și în Bulgaria, și în Slovacia. Nu suntem un caz izolat. Și pentru că știm că este o problemă majoră, am lucrat, am scris un proiect pe fondul de securitate al Comisiei, al Uniunii Europene, cu Interpol și cu alte organizații care înțeleg fenomenul ăsta transfrontalier, ce înseamnă crimă organizată, ce înseamnă rețele, cât din tăierile astea ilegale se datorează fenomenului social, că noi avem oameni care au nevoie de lemnul ăsta de foc. Eu zic că este, sunt combinate lucrurile. Dacă sunt trei oameni care s-au înțeles să fure lemn, asta se numește grup infracțional organizat. Corect. Sună pompos. Asta e definiția legală a lucrurilor. Problema este că noi nu avem instrumentele necesare să-i ajutăm pe oamenii să-și facă treaba. Și am senzația, și asta este strigător la cer, că cei care vor să-și facă treaba nu sunt ajutați și cei care vor să facă fără de lege nu sunt încurcați de legislația noastră. Și atunci e clar că ceva trebuie schimbat. Adică am discutat cu procurori care au spus, domnule, trebuie să conving judecătorul că metoda prin care eu am descoperit paguba creată e bună, nu e aia din lege, că eu trebuie să mă duc să măsor o cioată, să iau diametru, să spun ce specie e și să-i fac un calcul după niște tabele. Dar marca aia, poate arborele a fost aia de 5 ani, e greu de identificat, a fost marcată legal, a fost marcată ilegal. Deci noi urmărim niște chestii care nu mai pot fi de dovedite. E o vânătoare vrăjitoare. Alergăm după cioate în pădure și nu vedem camioanele care trec pe la drum. Chiar făcusem o schiță la un moment dat cu 15 oameni în pădure căutând cioate, iar camioanele treceau pe lângă. Avem regulamentul european al lemnului care ne spune care sunt cele mai bune practici. Focusăm controlul la prima plasare pe piața lemnului. Noi acum alergăm în pădure, în 6 milioane jumate de hectare, controlăm sute de depozite, mii de firme, societăți de transport, în loc să ne focusăm la punctul de intrare al lemnului în piață. De ce? Dacă eu mă asigur că lemnul care intră în piața românească este 90% controlat, că 100% probabil va fi greu, nu mai contează ce se întâmplă cu lemnul ăla în lungul fluxului de producție, pentru că el a intrat nici legal, nu mai contează. Da, acum noi facem avize de expediție metro Romeguș. Să mă gândesc cât lemn a fost necesar ca prin procesare să-mi rezulte atâta Romeguș. Nu reușim să gândim... Este o muncă fără rost. Nu reușim să facem legi simple și aplicabile. Regulamentul european al lemnului are câteva pagini, e simplu scris, îți spune care e definiția terenului legale și spune el și aplică. Și de ce era atât de complicat să ia, pun la urmă motamo și aplicat la noi? Nu era aplicabil? Este aplicabil, este motamo. Regulamentul nu e directivă, regulamentul se aplică, dar Europa îți dă libertatea ție ca stat membru să... Creativitatea românească să-ți stabilești regimul de sancțiuni. Unele state care n-au avut legislație de combatere a terorilor legale și au creat-o în urma regulamentului european, noi am avut-o. Am avut-o din experiența noastră anterioară, că sistemul de combatere al terorilor legale este foarte vechi și nu mai este actualizat și nu mai este lucrurile evoluează. Așa evoluează societatea. N-a interesat această problemă sau a fost interesă să fie așa? Despre ce-i vorba. Nu pot să spun. Eu cred că este o combinație. Este o combinație. Am văzut rezistența oamenilor din ministere la schimbare. Se învață într-un anumit sistem. Este din reavoință? Este din interes? Că sunt lucruri diferite, totuși? Eu cred că sunt amândouă. Este și reavoință, este și beneficiezi de un sistem pe inerție, care l-ai păstorit, e inerție, lasă că merge și așa, sau chiar beneficiezi financiar de un anumit sistem. Aia mă gândeam că poate beneficiezi și atunci e vorba de altceva. Și atunci este rezistență. Și veți fi foarte nepopular dacă mergeți să clintiți niște lucruri înțepenite care convin. Eu îmi doresc să fiu popular pentru oameni, nu pentru structuri, nu pentru oameni care poate nu înțeleg. Poate fi foarte periculos să deranjezi niște structuri. Este, dar trebuie să începem de undeva să facem ordine. Nu cred că... Lucrurile se știu. Nimeni nu mai e mulțumit. E un moment în care toată lumea și-a dat seama că așa nu se mai poate. Nu mai e nimeni mulțumit, să știți. Ministerul nu mai e mulțumit că vin ONG-urile și spun băi, hoților din și corupților. Eu nu-ți orim bani. Da, ați făcut asta de multe ori? Nu, noi am avut... WWF-ul a avut și are o poziție un pic mai... noi lucrăm la nivel de strategii, la nivel macro, la nivel sistemic. Nu ne-am dus să identificăm, uite aici o cioată. Sunt ONG-uri care fac și asta. Și e bine să existe. Noi am fost oamenii care am venit la construcții, pentru că așa spunem în WWF, dacă vii cu problema, trebuie să vii și cu soluția. Și cred că asta ar trebui să învețe
toți cei care critică de pe margine. Nu ești la... Dar poate nu știu, sunt doar un român care iubește natura și eu nu vreau să văd camioanele alea pline, că deja s-a creat o isterie. Uite, ne vindem țara, ne dispar pădurile și... Dar eu nu mă pricep. Eu văd un camion cu lemne și intru în fibrilație. Așa este. Dar trebuie să ne informăm. Bine, și, nu fac gât, că comunicarea, nu știu, dar comunicarea trebuie să vină de la cei care știu. Cei care știu trebuie să explice celor care nu știu. Că este ipocrit să spui nu mai tăiem nimic, protejăm totul, dar să ne ducem acasă să ne facem foc cu lemne, să ne ștergem la nas cu un șervețel de hârtie, să avem mobilă de lemn și așa mai departe. Nu putem, avem nevoie de lemn. Important este cât, cum îl exploatăm, în așa fel încât cum regenerăm pădurile. Cum regenerăm... Până la urmă, uneori e necesară această tăiere. Am înțeles aici, din discuția cu profesori de la silvicultură, că pentru sănătatea pădurii trebuie făcute niște dar sunt calamități rării, naturale care se întâmplă. Sunt doborituri de vânt care se întâmplă pe zeci de mii de hectare. Și ce se întâmplă? Ai scos lemnul, după care vine un necunoscător pe aceeași vale, peste 5 ani, când lemnul nu mai e și zice, ia uite-te ce dezastru e aici. Hai să vedem lucrurile așa cum sunt. Pentru că dacă exagerăm problemele, vom exagera soluțiile. Și soluțiile nu vor fi aplicabile. Și dacă, decât să dai o lege care nu se poate aplica, mai bine te gândești de două ori. Deci vă asumați o misiune grea. Codul acesta silvic o strategie forestieră, o strategie forestieră pentru că codul silvic este legea organică. Dar o strategie forestieră trebuie să-ți spună după codul silvic ce faci. Ai legislația subsecventă, ai nevoie de finanțare pentru protecția pădurilor. România trebuie să implementeze strategia de biodiversitate pentru protejarea biodiversității, care acum va fi aprobată până la finalul acestui an de către Parlamentul European. Europa discută de o nouă strategie forestieră europeană. Suntem într-un moment esențial, foarte important, în care dacă știm să promovăm soluțiile noastre, vom avea inclusiv finanțare pentru ele. Dacă ratăm anul 2020, de asta e pentru mine, e o coincidență fericită. Am schimbat prefixul anul ăsta, am făcut 40 de ani, am schimbat job-ul, am schimbat să nu-i zic job-ul, să-i zic vocația, nu știu, misiunea, sunt de altă parte a baricadei. Într-un moment în care se discută și se negociază strategiile pe următorii 10 ani. Deci e un moment cheie. Este un moment cheie în care România trebuie să fie proactivă, în care România trebuie să se ducă să spună da, avem probleme, dar avem și soluții, pentru că nu întâmplător România are păduri virgine, are populații de animale sălbatice sănătoase, le are încă, comparativ cu alte țări, și nu aș vrea să fim cumva penalizați pentru bogăția de biodiversitate pe care o avem. Există acest risc. Pentru există asta? Există acest risc, sigur. De ce? Păi o să vă dau un exemplu. Peste un an va trebui să protejăm 10%, strict. 10% din teritoriul României, să fie în strictă protecție. La ora asta suntem undeva la 3-4%. Dar această protecție se va face pe bioregiuni, adică regiunea alpină. Din regiunea alpină fac parte și Alpii, fac parte și Carpații. În Alpi avem pârtii, avem autostrăzi până în vârful muntelui. Avem, minunate de altfel, oameni care au investit în genul ăla, unde statul nu a blocat genul ăsta de investiții, în România nu le avem. Noi trebuie să protejăm 10% din regiunea alpină. Ce vom face? Vom proteja 25% în Carpați, pentru că în Alpi nu mai avem ce proteja? Cum facem? Cum negociem lucrurile astea? Eu sunt de acord să protejăm cât se poate de mult în România. Eu iubesc natura, am făcut dintr-o pasiune o meserie și cred că și lăsați asta e cheia piatra succesului. Craiului să mergeți la București. Da? Deci o să deschideți dimineața fereastra. O să apăr piatra Craiului de la București. Și îmi voi încărca bateriile de fiecare dată la Zărnești printre oameni. Am o căsuță făcută la Zărnești de pe geamurile căreia văd piatra Craiului, Bucegii și Postăvarul. Am ținut minte că aveți o locație de vis. Deci să vezi și Bucegii și piatra Craiului și Postăvarul. Da. Suntem norocoși. Brașovul poate fi un model. Ce se întâmplă în județul Brașov poate fi un model care poate fi extrapolat în toată Europa. Dar Europa va trebui să reconstruiască ecologic ceea ce noi încă avem.
nu mai au habitate naturale, nu mai au păduri naturale, pădurile sunt antropizate, se folosește o singură specie, specii exotice, repede crescătoare, acolo se merge pe flux, nu acolo se, când se face industrie forestieră, oamenii nu se joacă. Și atunci veți fi așa un soi de, chiar de om al pădurii, dintr-o zonă mai exotică, așa mai... Dar regiunea asta a Europei Centrale și de Est este numită inima verde a Europei, pe bună dreptate. Chiar este. Păi păduri virgine nu mai există, nu? Și ce mi se pare trist e că văd în grupurile de lucru de la Comisia Europeană, în grupurile de experți, cum țări ca Luxemburg, ca Belgia, iau inițiativa și spun, vă ajutăm noi. Nu, vă ajutăm noi să definiți păduri virgine, să vedeți cum se face cartarea. Și când văd că statul român nu reacționează, când păi are atâtea de spus... Nu are oameni care să știe despre ce-i vorba... E vorba de atitudine. Eu m-am izbit de problema asta când am rezolvat primul caz de infringement pe regulamentul european, când am ajuns întâmplător persoana de contact a Ministerului Român la comisie pe tema regulamentului și când mă duceam în grupurile de experți discutând cu colegi din alte țări și aveam impresia că vorbesc pentru prima dată. Regulamentul se implementa deja de 3 ani. Da. Trebuia să avem niște rezultate. Și cam ce simțeați în momentul acela? Și simțeam că s-au dus oameni acolo care n-au spus nimic. Adică de-ai noștri. De-ai noștri, da, bineînțeles. Aoleu. Și mă certau colegele de la Ministerul Afacerilor Externe, spuneau, doamnă Banciu, dar nu se poate, v-am cerut, comisia așteaptă asta și asta. Ce ați făcut? Zic, stați, doamnă, că eu sunt de o lună. Exact cum încearcă lumea acum că sunt politician și că sunt cumva responsabil pentru toate eșecurile politicii istorice de 30 de ani. Și am spus, bun, pot să-mi asum eticheta că asta este, voi fi politician și faptul că oamenii sunteți deja politician, da, sunt deja politician și mi-am asumat rolul ăsta și mi-am asumat și criticile și eticheta. Și cred că și asta trebuie să schimbat. Decontați cei 30 de ani că v-ați ales partidul potrivit, apropo, sunteți sigur? Da, sunt mai usărist, să zic. Și aici e o temă foarte interesantă. Mi s-a spus asta direct. Spus. Tu parcă faci... Acum nu știu dacă e de bine, e de rău, nu știu. Reacția mea a fost așa. Intelectual. Temele de mediu nu sunt confiscate de niciun partid. Le-au cam confiscat, că dacă nu le-au luat alții... Dacă n-au vorbit alții de ele, au vorbit cei de la USR de ele. Dar când e vorba de soluții, nu e așa de simplu. Păi. Adică să vorbesc despre poluarea în Brașov. Da. Dar hai să vedem cum o rezolvăm. O rezolvăm mâine? Poimine? În câte zile o rezolvăm? Și eu chiar îmi doresc ca planul ăsta de calitate a lui, chiar m-am ocupat de el, m-am uitat, l-am citit, am lucrat pentru o perioadă scurtă ca și consilier voluntar pentru primarul Scripcaru și am învățat multe chestii acolo, pentru că nu eram specialist pe poluarea aerului și mediul ăsta are foarte multe specialități componente, și componente, dar m-am uitat acolo și am văzut, planul ăla s-a respectat. Sunt proiecte care se întâmplă și care vor reduce poluarea, autobuzele hibrid, lucrurile astea trebuie continuate. Eu chiar îmi doresc ca toate proiectele astea de mediu, de înverzire a orașelor să se accelereze. Am scris proiecte pe tema asta. Vom avea Calea Verde în Brașov, vom avea parcul de la... Eu sper că le avem, nu? Am vorbit în campania trecută de ele și cred că nu mai dăm înapoi. Că sunt proiecte liberale, s-au amorsate de colegii liberali, dacă tot decontați acum în grup. Să sperăm că vor continua. Acum, eu cred că vom putea găsi înțelepciunea, chiar dacă s-a schimbat primarul la Brașov, să ducem proiectele astea. Astea nu mai sunt proiecte. Povesteam, noi trebuie să găsim consens pe soluțiile la problemele mari. Sănătate, educație, mediu. Avem dosare de infringement, se deschid câte 3-4 odată, nu mai câte unul. Da. Deci acum o lună s-au mai deschis vreo 4. Deci ne tot ceartă. Da, pentru că se pare că soluțiile aplicate până acum nu sunt suficiente. Și atunci trebuie să ne așezăm, să găsim consensul politic pe soluții, dar pe soluții. Pentru că problemele e foarte simplu să le arăți. Și eu, da, sunt foarte mulți oameni de pe tușă care zic, da, nu s-a făcut, asta e problema, bun, hai la construcție. Hai acolo și hai să vedem de cum deci, se poate. Deci dacă vii cu problema, vino și cu soluția. Deci v-ați ales partidul potrivit, da. Repet întrebarea. Da. Cred că mi-am ales partidul potrivit, am făcut-o... Ar fi culmea să spuneți acum nu l-am ales. Nu, dar... Am citit istoria României și pentru mine Partidul Liberal este partidul care a fost la decizie în cele mai importante momente istorice ale țării noastre. Marea Unire, da, când am avut regalitate, deci toate aceste momente importante au fost acolo. Și mai cred în pragmatismul unor lideri ca și Adrian Veștea.
chiar cred că Adrian Veștea are legătura aia, știe, simte comunitatea. Deci a contat mult și a contat foarte mult. A contat foarte mult și n-a fost o alegere luată așa peste noapte. Emoțional, așa, hai mă Banciule, că tot faci 40 de ani. Da, hai în parte, nu că decizia a fost înainte de a face 40 de ani. În 40 de ani deja eram în carantină la Zărnești. Eram în carantină. A fost cel mai sec chef de ziua mea. Atunci ați pritocit-o. Poate tot rău spre bine. Poate e mai bine la Parlament decât primar la Zărnești. A fost o... Aveți o șansă să schimbați mult mai mult pentru România? Eu asta îmi doresc. Îmi doresc să am o poziție unde am impactul cel mai mare. Nu mă interesează funcțiile. Chiar am discutat cu Adi Veștea și a zis, Adi, uite, am ajuns și Consiliul Județean între timp. Da, știu. Și am zis, uite, nu pot să primesc indemnizații, fiind la WWF, e un potențial conflict de interese, dar pentru o carieră politică la care pot să am impact, să văd că se întâmplă lucrurile, sunt dispus să renunț la chestia asta. Și a venit această ofertă la care vă spun sincer că nu m-am așteptat, deci a fost o surpriză și pentru mine. Mi-a spus, vezi că ești primul, spune-le oamenilor ceea ce ceva. Ce înseamnă după calculele preliminare, sigur că e prematur să ne antepronunțăm, dar până la urmă vorbim cu un viitor deputat dacă suntem sănătoși, nu? Da, să dea Dumnezeu să fim sănătoși. Și vom fi sănătoși. Și mai avem o echipă frumoasă, avem o echipă diversă, avem o echipă care un mare avantaj, toți suntem din județul Brașov, reprezentăm diferite zone, Zărnești, Săcele, municipiu. Am văzut această abordare regională. Este o abordare, mi se pare foarte bună, foarte echilibrată, cu oameni care au expertiză pe diverse domenii. Cu oameni de la 39 până la 62, că dacă discutăm de domnul Mihai Veștea, care deja aveți un veteran de 62, să știți că PSD-ul nu mai are unul peste 50. Deci, cine nu are bătrân să-și cumpere. Așa mă gândeam și eu. Și eu cred că noi ăștia tineri care avem entuziasmul și energie, avem nevoie de echilibru, de înțelepciune acumulată în multe lupte, care nu au fost cele mai frumoase, dar care i-au întărit pe oamenii ăștia și au învățat cum să caute consensul și cum să găsească soluția. Până la urmă, tinerețea nu e o virtute de la sine, nici bătrânețea un defect, deci contează valoarea omului și ce a făcut în acești ani de viață. Acum se spune, nu anii de viață contează, ci viața din ani. Deci, până la urmă, care este concluzia? V-a plăcut campania electorală și terfelea la asta de candidat? M-a prins foarte mult. Campania electorală a fost mai, un caz mai fericit. Acum avem multe cazuri de COVID pe zi, puteam să facem libertate, așa, deci a fost exercițiul al străzii cu atacurile specifice Zărneșu și o zonă pătimașă. Oricum a fost mai blândă campania, altă dată erau cu ghioace și chiar cu pistole, parcă la Zărnești, acum niște ani am avut și pistoale pe acolo, deci patim. Sunt oamenii mai înflăcărați. Nu, eu mi-am dorit de la început o campanie pe soluții și chiar povesteam cu actualul primar după și am spus... V-ați împrietenit? Că toți sunteți silvicultori amândoi. Nu e vorba de împrietenit, dar e vorba de a respecta o funcție. Este primarul ales al zărneștenilor. Zărneștenii asta au decis, au un primar, trebuie să respecti funcția și am explicat că eu în campanie n-am vorbit de persoană, am vorbit de instituție. De instituția primarului, de administrație ca echipă și am spus, nu-ți asuma tot ce se întâmplă, că ești într-o echipă. Nu tot ce asumarea se întâmplă... aia poate fi și de rău câteodată, că dacă tot îți asumi tot, îți iei și toate șuturile și mâncăturile, deci e condus în tot. Așa este. Nu, a fost un botez al meu în politică, m-a prins campania foarte mult. Cred că am dus o campanie pe soluții, pe proiecte. Poate că au fost un proiect prea sofisticat și așa n-am ajuns la sufletul oamenilor suficient. Dar toate ideile de acolo continuă. Ideile de acolo vor fi susținute. Avem 6 consilieri în Consiliul Local, tot așa, o echipă mixtă, energică și suntem acolo la construcție. Nu... Activ și constructiv, proactivi, a spus, și nu reactivi. Da, o, Doamne, de ne-am lipsi cât mai mulți de boala asta. Succes vă doresc, nu să ajungeți deputat, că sunteți numărul 1 pe listă, dar să reușiți să implementați multe din aceste proiecte și în timp să veniți aici și să îmi spuneți că suntem mai bine la foarte multe capitole, că avem la un moment dat un nou cod silvic mai bine gândit, o nouă strategie forestieră, deci aveți de lucru. Da, aveți este de lucru. Deci ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se împlinească.
Mulțumesc. Partea frumoasă. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune, doamnelor, domnilor. Ionuț Sorin Banciu, candidatul Partidului Național Liberal pentru Camera Deputaților, numărul 1 pe lista acestei formațiuni politice pe 6 decembrie, invitat astăzi la Mix TV, la Mix Actual. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor.